Mă numesc Robert Romaniuc, lucrez la Arezzo Sky de aproximativ 4 ani. Am ocupat atât o funcție de testare automată cât și de software developer, ceea ce fac și în prezent. Iar în cadrul Quantum am ajuns acum un an și de atunci am plăcerea să fiu mentor atât la cursul de testare automată cât și la cursul de testare manuală și testare automată. În familia mea am 3 profesori. Și cred că e ceva ce mi-a fost insuflat, ca să zic așa. Dintotdeauna cei din familia mea au avut o pasiune deosebită pentru oameni și cred că cumva am moștenit și eu această pasiune, mai ales că mulți au impresia că în IT trebuie să lucrez numai cu calculatoarele, ceea ce nu este deloc adevărat. Interacționez cu multe persoane și mi-am dorit ca această interacțiune să o suplimentez chiar și prin predare. Cred că este foarte important să definim în primul rând ce înseamnă testarea, pentru că mulți au o viziune greșită asupra testării. Testarea reprezintă un proces prin care noi acumulăm informații astfel încât să dăm oamenilor interesați detalii despre nivelul de calitate al unui produs. De-a lungul timpului, oamenii și-au dat seama că putem eficientiza acest proces, să-l facem mai rapid, mai sigur, mai consistent și astfel a apărut testarea automată, ceea ce nu reprezintă altceva decât efectuarea sau derularea testelor cu ajutorul tool-urilor. Și în cazul nostru, a limbajului de programare Java. Cursul de testare automată se adresează persoanelor care au experimentat deja, au interacționat deja cu testarea și doresc să-și dezvolte noi skill-uri din punct de vedere tehnic. Fiind vorba de un curs care implică cod, este necesară și o parte de programare pe care noi o vom acoperi la curs. Cunoștințele de testare manuală rămân în continuare un atu important al oricărui tester automat, pentru că în momentul în care automatizezi ceva, trebuie în primul rând să știi ce automatizezi, să identifici acele cazuri pe care vrei să le automatizezi, să știi cum să le organizezi, cum să le prioritizezi și cum să-ți construiești efectiv scenariile de test, astfel încât tot ce se învață la cursul de testare manuală urmează să aplicăm prin cod la partea de testare automată. La cursul de testare automată folosim ca limbaj de programare Java, dar învățăm și foarte puțin JavaScript, folosim SQL pentru interogare baze de date și ca și tool-uri sau librării folosim Selenium WebDriver, dar de asemenea și o librărie pentru testare de API, rest assured. Ca orice curs de la Quantum, cursanții ar trebui să se aștepte să aibă foarte mult de lucru și să fie provocați să-și depășească limitele. În primul rând, este nevoie de multă muncă, cum am și spus, determinare și trebuie să nu se aștepte să fie ceva ușor. Dar în egală măsură, cursanții trebuie și se pot aștepta ca noi mentorii să le fim mereu aproape, să-i încurajăm, să-i ajutăm cu sfaturi, îndrumări și să le dăm feedback constant. Eu aș recomanda un minim de 2 ore pe zi, astfel încât să ai timp să exersezi ceea ce ai făcut la curs, să repeți partea teoretică și să încerci și pe cont propriu lucruri în plus. Dacă luăm 2 ore pe zi, într-o săptămână ar veni în jurul la 14 ore sau dacă luăm o zi pauză, 12 ore. În momentul în care vei absolvi cursul de testare automată de la Quantum, vei putea aplica la oricare job de testare din zona testării la orice companie din Iași. Pandemia a influențat foarte mult companiile din întreaga economie și de asemenea din mediul IT. Însă un lucru foarte bun în acest domeniu este că munca remote se poate face foarte ușor. Astfel încât dacă înainte interviurile se țineau in-house, acum aceste interviuri se desfășoară remote. Bineînțeles că apare și întrebarea dacă mai sunt joburi disponibile și răspunsul este că da, pentru că odată cu pandemia lumea a conștientizat și mai mult nevoia de a digitaliza cât mai mult din serviciile pe care le ofer. Astfel încât apar tot mai multe proiecte și implicit numărul de joburi crește. Din punct de vedere al skill-urilor necesare, aș menționa o perspectivă analitică, o mare atenție la detalii, o gândire logică, pentru că testarea automată presupune și programare. Și nu în ultimul rând, vorbim de determinare, de lucru în echipă, skill-uri de comunicare. Persoanele care lucrează pe poziții de testare automată, dar și pe poziții de testare manuală, interacționează cu mai toată lumea implicată în procesul de development. Vorbim de business analyst, de project manager, de team leads,
de developer, UX designer și așa mai departe. Deci ca și tester automat, ai șansa să interacționezi cu mai toate rolurile dintr-o echipă de development. Pe măsură ce compania se maturizează, are tot mai multe proiecte, trebuie să livreze la un nivel de calitate susținut, iar de la un anumit nivel încolo, testarea manuală devine nu neapărat greoaie, dar necesită o foarte mare resursă umană și de timp. Cred că este foarte important să te uiți puțin la cum este organizată aplicația pe care o testezi, poate să înveți limbajul de programare în care ea este scrisă, să vezi cum este setat environmentul pe care ea rulează, poate să înveți unde este ea deployată, să vezi ce sisteme se folosesc. Domeniul IT este un domeniu în care rolurile și joburile sunt foarte fluide, astfel încât poți face la un moment dat testarea automată, după aia poți ocupa o funcție de BA, dacă îți place mai mult comunicarea, dacă apoi vrei să revii la o zonă mai tehnică, poți să devii programator sau DBA. Toate astea țin de cunoștințele pe care le-ai acumulat de-a lungul timpului, deoarece ca și tester este foarte important să înveți în permanență, să încerci să înveți de la toți oamenii cu care interacționezi, să înveți din toate domeniile cu care interacționezi, fie că este vorba de programare, fie că este vorba de UX, fie că este vorba de designul unui produs. Industria de IT s-a maturizat și odată cu asta, nivelul de calitate pentru produsele pe care le oferă a crescut și el. Din acest motiv, persoanele care fac testarea automată au devenit tot mai căutate, pentru că testarea automată îți oferă o precizie, o viteză și o consistență pe care testarea manuală ți-o poate oferi, dar cu costuri foarte mari din punct de vedere al resursei umane și din punct de vedere al resursei de timp. În cadrul cursului de testare, rezervăm o treime din timp pentru a învăța bazele limbajului Java, cu ajutorul căruia ulterior vom putea să ne scriem testele. În această lună și jumătate de curs, vom învăța despre tipuri de date, variabile, funcții, clase, concepte despre programare orientată a obiect și ulterior le vom aplica pentru a ne scrie propriile teste automate.